Pues igual, yo eres un taxi. Oh, da un taxi pes ca da prin la patru în mă și ești da. Da, mulțumesc. Acolo în oraș. Da, domnule, da. Aoleu, mai pus să merg până aici, viața mea. Să mă întorc înapoi de unde am venit. Hai că te duc. Păi, domnule, nu ți-a asta meseria? Da, viața mea, dar m-ai adus până aici, am pustietăți aici la nebuni ești. Doamne, domnule, dacă aici stau, nu mi-am dorit eu casa asta. Am primit-o și eu, că Păi n-am nici bani mută-te foarte viața mulți. mea, cum adic? Da, m-a făcut pe mine mama milionară să mă mut. Păi cum viața mea, ții și tu cu chirii măcar aici și la noi în oraș. Să-mi iau 7 chirii în una. 8 dacă vrea sufletul tău. Aoleu, domnul, dar ce este ce așa flegmatic? Așa, cu aici așa problemele mele, acum și tu. Doamne. Mergeți mai încet, nu vedeți că puneți frâne. Da, viață, mă, uite că pun, dacă vrei pun de aia brusc, hopa, uite-l pe ăsta. Doamne, nu știu cine v-a dat permisul, domnule. Eee, și tu acum cu permis, cu de-astea, că tu vrei și cu permisuri. Dar ce, domnul, înseamnă că nu aveți permis? Eee, detalii acum și tu, pui prea multe întrebări, nu crezi? Dumneavoastră, nu și tu. Și matale, mă, și matale, dacă vrei matale, zic. Că dacă tot ești de la țărișoara asta. Nu sunt domnule de la țară. Păi și atunci ce cauți acolo și aia acolo în păduri? Mai dai și o lemne din când în când. A, păi dacă ai zis că acolo ai casa, acolo și aia, ce dracu, acum dai la întors? Cum, domnul, să dau la întors? Pescuiesc. Cum trai bine Pescuiești? acolo. Ce Da, domnul. pescuiești bă acolo, momizi? Nu, domnul, pești, caraș. Caraș? Da. O, uite atât am prins odată carasul să moară geaxarea de du dacă îl Haideți, vedeai, dați-ne mâna zic că pe era volan, nu somn. mai le luați de pe volan. Gata viața mea că uite dacă vreau să conduc și cu genunchi, ia uite, Nu, hăți, dau cu genunchi lăsați. așa, ia Uite. uite. Domnul, dați-ne strada dreaptă. Stai ai cu minte viața mea că nu se întâmplă Păi nu mai nimic. face de-astea cum ai cu inima. Stai liniștită, fata mea, că conduc de 20 de ani dacă vreau. Dar doar dacă vreau, știi ce zic? Ce glume, ce glume sunt astăzi, să mă. Pentru asta, dacă nu dai bacșiș, s-a terminat. Hai că Sau cu... ajunge și tu aici, și Dar nu vă bă. supăra, dumneavoastră a spus casa că eu nu prea am văzut-o. Ce să fac? Bonul, domnul, bonul, să știți că-l vreau. Ce bă, viața mea, am zis frumos 10.000, dacă 10.000 nu-mi dai, ne supărăm. Băi, tu crezi că de acolo, de la țărănoaia, eu te duc aici pe bani de paparat? Păi dacă te duc paparat, să moară copiii mei, de nu mor de foame și mâine și azi. Oameni de la țară, nu? Păi ce dracu să fie aia de la viața mea, ești Tu nu nebun mai... vezi cum sunt eu îmbrăcată? Tu zici mie că-s de la țară? Puuu, de-aia nu mai pot, ești nebun. Și Bianca Drăgușanu a venit de la țară și uite cum se îmbracă, ești nebun. Eu sunt mai tare decât aia, nu te-ai prins? Da, m-au auzit de tine, ești nebun. Te duc aici la bijutier ca să ce, să-ți cumperi un ceas de 10 lei. 10 lei. 10 lei, 1200, cât o ai avea tu acum, na. Hai, pregătește Domne, aici și ia cumpăr bani. mașina. Hai, viața mea, că până aici ai plătit. Păi, ai treabă? A, ce vrei să te aștept, hă? Dar bineînțeles că trebuie să mă aștepți. Să Hai te că nu duc durează înapoi, mult, ce vrei nu să fac? durează mult. Da, fac așa ceva. Hai că ne gândim noi după la preț, du-te. Hai că nu durează mult. Hai să vezi ce bani îți iau.
Uite-l și pe ăsta cum parchează. Ușor, bă! Ce dracu faci? Ești nebun? Băi, cocale, arătași, bă, din gură. O, fireal, dracu, că ți-ai luat rozloșul ăla din piață. Te omor, băi, fraier. O, bă, omor, dați aici la... Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă pot ajuta? O, am și o piatră. Sau așa cum. Da. Aveți la dumneavoastră? O, da, este la mine în valiză, dar nu, nu e chiar o piatră. Cred că e mai bine spus bucată de aur. Ah, o bucată de aur? Domnul, vorbiți mai încet, că nu vreau să ne audă tot magazinul. Doriți să vă spunem cât costă, așa... A doresc să vă, să o evaluați puțin. A, să o evaluați, desigur, desigur. Ia, vă rog, frumos, dacă se poate să văd și eu. Stați un pic, domnul ăsta, de spate. E cu dumneavoastră, domnul ăsta. Ia, vă rog, frumos, stați-mi un pic, o servietă cu bucata. Nu se încearcă să o luați. Doamna, este destul de valoroasă, nu știu cum să vă spun, e destul de scumpă, e valez în jură de la 500 de mii de dolari, cam așa ar fi venit prețul. Dar ce aveți dumneavoastră, geantă? Are undeva la 24 de carat, este destul de scumpă bucata asta de aur, doamna. Am înțeles. Avertiți-i să aveți de mare grijă că o bucată ca asta nu o vrea cam oricine, dacă știți la ce mă refer. Este destul de prețioasă și foarte, foarte scumpă. Dacă îmi permiteți, pot să vă întreb de unde o aveți? Moștenire, ceva? Sau... Nu, doamne, am găsit-o într-un pește. Poftim, unde ați găsit-o? Într-un pește, când am pescuit. Ah, într-un pește. Mamă, ce pește, cred că trebuie să fie destul de mare. Stai așa, doamnă, să iau bucata înapoi, să puneți. Stai așa, că baia și repede. Uitați, doamnă, înapoi, servieta. Dar, domne, pe bune, chiar nu poți să aștepți la coadă? Domne, domnul, cu ce te pot ajuta? Domnul, aștept aici în spatele doamnei, păi la coadă. Veniți aici, spatele, intrați doamne, în mine. Păi da, scuză-mă, doamnă, ho! Că mă obruscați. Păi da, scuză-mă, ho! Doamne! Că nu obruscați, nu-i fac nimic, nu ating, nu-i fac nimic. Dar ce, domne, spune dumneata, cam cu ce vrei să te ajut? Păi termină cu doamna și după vorbești cu mine, că... Nu, am și eu respect. Doamna, cu doamna mai e ceva de discutat după un pic, între patru ochi, dacă mă înțelegeți. Vreau cu dumneata să termin, domnul. Nu, eu nu mă bag în convorbirea dumneavoastră. Nu, nu. Bine, domnul. V-a spus, doamna, este o bucată foarte, foarte prețioasă. Dacă doriți să vindeți, să o vindeți cuiva, vă pot face legătura cu un doc care se ocupă cu, cum să spun eu, cu colecționarea. Astfel de bucuri.
Dacă mă înțelegeți. Dați-mi și mie numărul de telefon. Desigur, stați așa să scute. Cred că mai în siguranță este să o țin la mine decât să o las printr-o bancă sau ceva, nu? Nu știu cum doriți, domnule. În bancă nu e bine. Sistemul nu e bine cu ce pulași pierde bun. Am înțeles. Ei spun că se devalorizează în timp, dacă mă înțelegeți, dar o bucată ca asta ar cam trebui vreo 5-10 ani să scadă prețul, dacă mă înțelegeți. Deci și dumneavoastră ce îmi sugerați? Să vă sugerez, nu știu cum credeți dumneavoastră, eu aș vinde. Dacă nu vreți să faceți din ea, nu știu, să folosiți la bijuterii sau mă știu eu, alte activități, eu aș vinde, dacă mă înțelegeți. Înțeleg. O să mai cer niște detalii și să-mi dai și mie un număr de telefon, vă rog. Stai așa că am aici pe carnețel. Sau o carte de vizită a domnului sau nu știu ce. Ce să scot carnețel? Două secunde. Da. Că vă scriu numărul aici pe carnețel și vă dau foaie. Am înțeles. Băi, boss! Da, domne, spune, că parcă spune că nu te grăbești. Păi stai așa, ia zi și mie acolo, sunt de femei sau de bărbați? De femei. O să iau și eu ceva logagică. Da. Oameni, dacă s-a plimbat domnul ăsta magazin, mai bine îi dădea să o mătură. V-a ajutat pe aici. Nu știu, da, dacă mai... mai avut de-a face cu clienții ăștia. Majoritatea nu se plimbă, nu cumpără nimic. Cred că și domnul la fel. Doamne. Și mai oameni. Uitați, doamnă, foia cu numărul de telefon. Mulțumesc. Păi eu... Da. Da, eu vă sfătuiesc că să aveți grijă, că aveți, cum să-și spune, o comoare la dumneavoastră. Da, mulțumesc. Dacă păi rămâne să o sunăm. Bine, da. Dacă doriți... La revedere, o zi bună. La revedere. Ia zi, domne, acum cu ce să ajut? Ia zi, băi, boss, cât e un ceas? De aur. Un ceas de aur? Da, băi, boss. De la 50.000 de lei în sus. Cel mai ieșit. Mă duc să iau bani, pa. Să moară ce-am păcat să dă, am văzut vreo bijuterie mai scumpă ca asta. Viața mea. Că a venit ăsta. Bă, ce puși faci ea? Haide că avem treabă, haide. Gata? S-a terminat? Hai că... Da, terminat. Haide, o dat acolo, da? Da, vieții. Hai, bam!